În noaptea de 16 octombrie, polițiștii ai secției de poliție rurală Târgu Cărbunești au fost sesizați prin apelul de urgență 112 de către o femeie de 47 de ani din comuna Albeni despre faptul că a surprins un bărbat în curtea locuinței tatălui ei, care a sustras un cazan din aramă cu capacitatea de 100 de litri ce se afla lângă o anexă gospodărească. La fața locului s-a deplasat echipa operativă constituită la nivelul secției de poliție rurală Târgu Cărbunești. Cu ocazia cercetărilor efectuate, bunul sustras, evaluat la suma de 2.500 de lei, a fost găsit abandonat la o distanță de aproximativ 50 de metri de locuința Părții Vătămate. În urma investigațiilor efectuate, polițiștii l-au identificat și reținut pe suspectul furtului un bărbat de 31 de ani din comuna Albeni, județul Gorj. Suspectul a fost reținut pe bază de ordonanță pentru o perioadă de 24 de ore, iar astăzi a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Cărbunești cu propunere de arestare preventivă pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. A fost reținut pe timp de 24 de ore pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. El a fost surprins chiar de către partea Vătămată pe timpul nopții, în timp ce sustrăgea un cazan din aramă. Bunul a fost recuperat de polițiști pe parcursul anchetei. Urmează ca suspectul să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Cărbunești cu propunere de arestare preventivă. Polițiștii continuă cercetările în vederea documentării întregii activități infracționale a suspectului.